Hai că piedonii are o scuză. L-au băgat la răcoare pentru dosarul colectiv și acum nu poate guverna în sectorul 5. Nici alegeri nu se organizează să-l bage pe Ciorsu în loc. Și oricum, sectorul 5 e abia încolo, după primele case. Deci aici e sectorul 6, condus de primar liberal Ciucu. Administrează primăria capitalei, condusă de primar onegist, progresist. Ambii la jumătate de mandat, au deja 2 ani de guvernare. Și au ambii sprijinul guvernului. Adevărat că ministrul transporturilor e PSD-ist, fost premier. Am uitat cum îl cheamă. Nici nu vreau să fac eforturi să mi-l amintesc. Grindeanu. Dar uite că nici PSD, nici PNL, nici independentul Nicușor Dan nu reușesc să rezolve o problemă elementară, să lărgească prelungirea Ghencea, să nu fie așa bătaie de joc în trafic. Oamenii își petrec jumătate de viață în autobuz, în mașina personală, doar cu bicicleta mai poți strecori cumva, dacă ai un pic de curaj. Trotineta eventual. Și au grămadă de bani din impozite, din granturi externe, PNRR, PNDL, tot ce vrei. Dar probabil au alte priorități. Nu prea interesează rezolvarea problemei astea. Dacă ar face infrastructură biciclistică și ar încuraja oamenii să meargă cu transport alternativ, ar fi altceva. Hai să înceapă de aici, de exemplu. Asta e marginea vestică a capitalei. Hai să arătăm exemplu. Faceți aici o pistă largă de biciclete cu ambele sensuri sau două piste în sens diferit până la certură sau măcar până la cartierul latin. Încurajați oamenii să meargă la lucru, la școală, la shopping, transport alternativ. Și problema se rezolvă de la sine. O să rămână în mașini doar cei care merg spre Domnești, spre Bragadiru, spre județul Giurgiu, încolo, navetiștii. Și pentru aceea spate de făcut transport cu bandă dedicată. Și să meargă în autobuz, în jumătate de oră să fie acasă, stai vă rog să-ți iei mașina când pornești din casă. Dar vedem că ei au alte griji, alte preocupări. Și uite de cât timp merg și mașinile nu se mișcă deloc. Trafic înghețat. Și nu-i zi de lucru, e weekend. Sâmbătă la amiază. Aha, și pe strada laterală e plin cu mașini. Prima bandă avem aici de nivelări periculoase pentru bicicliști. Când plouă, ninge, aici se ascund tot felul de pericole lunecoase, pietroase. Deci da, cu bicicleta, cu trotineta te poți deplasa mai rapid, dar e foarte periculos. Iată, omul ia în mod ilegal pe trotuar. A fost la shopping. Dacă judecăm după sacoșă. Uitați-vă ce de nivelări pe aici.
Dar mașinile nu prea au unde să se ducă, că sunt două benzi înghesuite, pe una de sens. Și încă se construiește în Braci. Încoace, în zona cartierului Latin. Și apar tot mai mulți cetățeni cu putere de cumpărare, cu mașini, care lucrează în oraș și care, iată, o să îngroașă rândurile celor care își petrec viața enervantă, consumatoare de energie și de timp în ambuteiaje. Nu mai zic, praful ăsta de pe marginea drumului la prima rafală de vânt se ridică în nas, în gură, în ochi. Ajunge în plămâni și acolo anumite particule mărunte, toxice, microplastic, poate să-ți cauzeze nu doar boli din astea respiratorii, astm, nu știu ce vrei, alergii, dar și cancer de plămâni. Poți să nu fii fumător, poți să nu-ți intoxici plămânii cu altceva. Pur și simplu locuiești în zona asta, sectorul 6, regiunea Ghencea. Când plouă, aici sunt băltoace enorme, din care nu știi dacă ieși, pentru că poate fi groapă, poate fi pietroi, pot fi gratii, din care să-ți rup roata. Și mașini parcate pe trotuar, dar trotuarul acum se termină. Până la serie trotuar și mai departe nici măcar. Trebuie să mergi prin glot. Ca la țară. Și aici încă e București, că nu-i suburbii. Serie de militari. Încă nu-i județul Ilfov aici. Ups, cam așa. Am lunecat de pe bordura. Și bine că de data asta am scăpat ieftin. Dar puteam să nimeresc sub roțile mașinii. De asta trebuie să merg carosabil. Și atunci ocup locul unei mașini. Și mă trezesc acum și claxonat. Hai! Ocup locul unei mașini. Asta mai șmecher, dar e responsabil. Am luat-o pe trotuar. Acolo e ilegal. Uite cât praf și acolo. N-a fost adunat din timpul lui Ceaușescu. Praf cu miros de Ceaușescu. De 17 ani. Sau doar 15. Cei vagabonzi pe aici, care n-au nicio vină, dar sunt pericol public. Aici deja pe stânga a început bragadirul. Acum și din cu acest termen sectorul 6 și începe comuna Domnești.
de magnolie. Gata trotuarul. De aici până în cartierul la tine trebuie să mergi pe carosagal dacă ești pe jos. Pe desă. Strada Doiniței. București, oraș martirizat, bătaie de joc de guvernare locală și națională. Dacă vrei să vezi fața reală, vino prin prelungirea Ghencea, pe jos cu bicicleta, transportul public sau cu mașina proprie și personală și o să vezi fața reală a românicăi de azi. Da, omul se pe telefon cu meganul. La cât de încet se mișcă, se plictisește.